Compania Studiteara prezintă partenerii emisiunii Turkish Airlines și Vineria Hâncești. Vă salută! De aici, din Dubai, Emiratele Arabe Unite. Locul care atrage ca magnetul turiști din întreaga lume. Locul în care a fost inaugurat Ministerul Fericirii pentru a asigura cetățenilor săi bunăstarea publică și a crește nivelul de satisfacție a populației. Locul în care în curând își va deschide ușile Muzeul Viitorului. Este locul care întrunește la oaltă noțiuni ca tehnologiile, performanțele, tradițiile, minunile și, cum fără ei, banii. Și sectorul hotelier, unul deosebit de important, căruia autoritățile din Emirate îi acordă o atenție aparte. Mai mult chiar, multe hoteluri de aici au statut de destinații turistice. Mergi la hotel ca la muzeu, într-un fel. Dacă tot hotelurile de aici sunt opere de artă și monumente arhitecturale, n-am ezitat să mergem în Atlantis de Palm, aflat pe insula artificială Palm Jumeirah. Atlantis de Palm, unul dintre cele mai tari hoteluri din Dubai. Are o clasificare de 5 stele de lux, iar noi mergem să ne cazăm. Wow! Aici la vid a ieșit la suprafață. Fetelor, să știți că am o surpriză pentru voi. Surpriza mea se numește Royal Bridge Suite. Eu cred că vă o să vă placă. Emisiunea Unicul prin lumea mare. Însă într-o nouă formulă. Ia uitați-vă ce fac fetele acolo. Acest minunat hotel
hotel mai are și un frumos acvarium de mii și mii de specii de pești pe care îi puteți vedea chiar aici. Este o minunăție ce se întâmplă, pentru că începând de la rechini, pisici de mare și tot felul de pești mărunței mai mari și mai mari care înfrumusețează acest frumos acvarium. Dar cel mai bine să veniți un pic mai aproape de mine să vedeți chiar cu ochii voștri. Are 1539 de camere. Apa este peste tot aici. În spatele meu, în aceste piscine, acolo în mâna stângă la acvapark, în mâna dreaptă la propria plajă, care este în prima linie. Peste tot, everywhere. Bate. A fost frumos. Merită da. Să fiți aici cu noi. Obosit. Da, avem nevoie de energie nouă. Da. Așa că uite, care astăzi chiar, cel puțin eu, am văzut și am vizionat multe locuri frumoase, ceea ce vă dorim și dumneavoastră, pentru că aveți ce vizita, aveți ce vedea, aveți unde veni, aveți unde vă odihni. Așadar, savurați alături de noi toate aceste minunății. Uite care treaba, dacă tot e ora lanțului, hai să dăm în fugă partea cealaltă, să luăm prânzul. Dar unde? Uite acolo. Wow! Atunci hai, mergem încolo. Hai. Mergem? Mergem! Restaurant și sunt destule pe Palm Jumeirah. Am rămas surprins de denumirea unuia dintre acestea, destul de aproape tuturor celor din spațiul ex-sovietic. Berezka, locul perfect pentru odihnă și distracții. Și pentru o gustare bună, aproape ca acasă. Ne amintesc de casă salata olivie, șuba de scrumbie și răciturile. Despre ce oferă restaurantul vorbește chiar gazda noastră. Павел, здравствуйте. Ресторан «Березка» в Дубае для нас это неожиданно. Каким образом? Как это случилось? Совсем не неожиданно. Очень большое количество русскоговорящего населения проживает в Дубае, и поэтому здесь появился бренд «Березка на пальме». Он востребован. Вот, наверное, весь секрет. Расскажите про специфику ресторана. Какую кухню представляет ваш ресторан? Да, мы представляем русскую кухню, узбекскую, европейскую кухню представляем. Только хиты из русской, узбекской, европейской кухни. Вот. Наша специфика еще не только ресторан, но мы еще как увеселительный центр. Мы организуем каждый вечер караоке для русских, так и для иностранных гостей. То есть некий интернациональный караоке у нас здесь действует. Нас посещают как русские, так и иностранцы, так и арабы. Каков таргет вашего ресторана? Кто ваши клиенты? Наши клиенты – это абсолютно все. То есть арабам полюбилась наша узбекская кухня. Европейцы заходят на нашу русскую кухню. Русские заходят, соответственно, русскоговорящие заходят на свою любимую кухню. Поэтому наш таргет – это абсолютно все. И нас все любят, к нам все приходят и возвращаются всегда.
fetele mele. Uite, spor la treabă, avem o masă bogată. Foarte interesantă. Da, ce sticla asta? Oh, să vă spun o treabă. Eu am început emisiunea la Conaco Manu Bay și acolo am vorbit despre Manu Bay, care era chelar, și despre colecția de vinuri de la Vinăria Chiucești și inclusiv despre acest vin, un vin alb, un souvenir en blanc perfect de la Vinăria Chiucești, pe care o să-l servim aici în Dubai cu plăcere. Eu te aștept să simți cum e acest vin. Siguranță nu o să mă dezamăgesc. E un vin fin, frumos și puternic, exact ca voi. Auzi, mai ales la carnea de miel. La carnea de miel e perfect. Nu, la toată bunătatea asta de masă. Eu zic că... Să vină chinerul să-l deschidă. Da. Și să ne dorim poftă bună. Da, să ne fie de bine, poftă bună. Revenim la hoteluri, dar nu părăsim palmierul. Ne cazăm în Royal Central Hotel de Palm, care ne întâmpină surprinzător cu tematica Egiptului antic. Este doar un element, dar care atrage atenția vizitatorilor săi, care, odată cazați acolo, beneficiază de servicii de 5 stele câte are hotelul. Continuând tematica hotelieră, observăm că, la fel ca multe alte edificii din Dubai, mai ales în centrul metropolei, majoritatea hotelurilor se înalță semnificativ și oferă clienților priveliști asupra orașului de nedescris, cum ar fi acesta. Salutare din Dubai! Căutăm un hotel care să ne apere de azi și să de afară. Acesta este un hotel de 4 stele. Să vedem cu ce ne surprindem. Hello! Hello! Poate fi mai frumos decât un apus de soare de la terasa etajului 7, unde poți servi un cocktail sau o bere. Exact, în acest hotel se poate. Cât despre halba cea mare, Nelly a avut emoții mari când a văzut-o în față, dar s-a calmat când a aflat că aceasta va fi savurată de băieții din spatele camerelor, care tocmai luau aceste imagini. La
Lăsăm pentru o pauză lumea hotelieră și ne continuăm călătoria în capitala Emiratelor Arabe Unite, Abu Dhabi, următoarea noastră destinație, una deosebită și ea. Cât facem drumul din Dubai spre Abu Dhabi, să vă spun despre cel care a stat la baza formării și succesului Emiratelor Arabe Unite, numit și Părintele Națiunii, Zayed bin Sultan Al Nahyan, emirul care a fost principala forță din spatele formării Emiratelor Arabe Unite, așa cum le cunoaștem astăzi, atunci când protectoratul britanic a spus bye-bye în 1971. El a devenit primul președinte al acestei federații, aflându-se în această funcție timp de aproape 33 de ani, până la moartea sa în 2004. Emiratele Arabe Unite, pe lângă Abu Dhabi și Dubai, din componența țării mai fac parte Emiratele Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain, Ras Al Khaimah și Fujairah. Este o federație a celor 7 emirate după ce acestea și-au câștigat independența față de Regatul Unit al Marii Britanii. Fiecare emirat are o considerabilă autonomie politică, juridică și economică. Emirul de Abu Dhabi este și primul om în stat, monarhul. Acum, în fruntea Emiratului Abu Dhabi și a Emiratelor Arabe Unite, se află Sheikhul Khalifa bin Zayed bin Sultan Al Nahyan. De rezultatul muncii emirilor se bucură din plin cetățenii emiratelor, care sunt chiar niște privilegiați. De la naștere, aceștia beneficiază de subvenții financiare din partea guvernului pe tot parcursul vieții, care le mai și asigură studii gratuite și cele superioare, în orice loc al lumii își dorește tânărul. Cetățenii Emiratelor Arabe Unite au parte de pașaportul numărul 1 în lume, potrivit raportului Arton Capitals Passport Index. Acesta le oferă posibilitatea să călătorească fără nicio limită în 172 de țări, dintre care în 117 destinații o fac fără vize, iar în altele 55 primesc e-viza sau viză la sosirea la aeroport. Carburanții în Emiratele Arabe Unite nu sunt gratis, cum ar crede unii, dar la preț accesibil, să nu-i spunem simbolic. Ar fi vreo 40-50 de cenți per litru. Și se mai aruncă ceva în ochi, pe lângă multe altele. Bărbații aici se salută cu nasul, doar cei de pe loc. Este pe cât de neobișnuit pentru noi, pe atât de tradițional pentru ei. Dacă am vorbit despre hotelurile din Dubai, de ce n-aș face și despre cele din Abu Dhabi? Că sunt la fel de numeroase și minunate, multe dintre ele înălțându-se spre nori. Nu e micus nici acesta, Bab al-Qasr, în traducere din arabă însemnând cheie de la palat. Am luat cheia și am intrat. Ca de obicei, în Emiratele Arabe Unite impresionează mărimile, gabariturile. Aici totul este imens. Bine ați venit la Bab al-Qasr. Bine v-am găsit. Suntem bucuroși să vă avem aici. După cum vedeți, noi suntem un hotel de 5 stele de lux. Am fost deschis de cât 2 ani de zile. Este un hotel nou. Puteți aici experimenta un ambient unic arabesc. După cum vă spuneam, suntem localizați pe corniș. Avem o plajă privată, iar această cameră este un junior suite. Camera aceasta are o priveliște, după cum vedeți, către paratul prezidențial, care este simbolic pentru Emiratele Unite Arabe, și suntem înconjurați de colful Arabiei. Deci, oriunde ați sta, veți vedea, practic, oceanul. Suntem la 20 de minute de orice. Pentru spa, luați liftul, fie tot așa organizat pe două etaje, avem sală de sport și avem 6 camere pentru tratamente.
Suntem la etajul 36 în hotelul Bubble Castle, într-o cameră prezidențială. Au, și foarte multe bunătăți avem aici. Atât de delicios. Avem parte de o priveliște uimitoare, o priveliște magnifică, care te încarcă cu multă, multă energie, care te face să intri în contact cu marea, nisipul și aceste clădiri fenomenale. Dacă tot vorbeam de hotelurile din Abu Dhabi, nu putem să nu ne reținem un pic în acesta, de Ritz-Carlton Grand Canal, de 5 stele de lux, conceput și realizat ca bază în stil italian. Dacă vom spune că are detalii cu specific venețian, nu vom greși. Nu lipsesc nici elementele arabe, dar și din alte colțuri ale lumii. Numeroasele restaurante surprind prin specificul lor, la fel cum am rămas surprins de vinoteca pe care am găsit-o aici, unde servim cele mai selecte vinuri de la producători din întreaga lume. E păcat să nu ne bucurăm de cele mai luxoase apartamente, mai ales când o avem în echipă pe Nata Colesnic, cea care știe să aprecieze calitatea și luxul. În timp ce Nelly Ciobanu filmează videoclipul său minunat, noi avem parte de un moment de relaxare alături de acest minunat expat de la Vinăria Hâncești, în acest minunat Royal Suite. O ambianță prezidențială și o simtem și de abia aștept să savurăm acest vin. Dacă tot suntem în Abu Dhabi, v-am rămas dator cu niște informații. Este capitala Emiratelor Arabe Unite și centrul administrativ al Emiratului cu același nume. Abu Dhabi se află pe o insulă în forma de T, cu deschidere către Golful Arabiei. Are o mulțime de locuri senzaționale, așa cum ar fi acesta, una dintre principalele atracții, Moscheea Sheikh Zayed, numită în cinstea părintelui națiunii Sheikhului Zayed, și care este una dintre cele mai mari din lume și cea mai mare din Emiratele Arabe Unite. Se află chiar în apropierea hotelului de Ritz-Carlton Grand Canal și poate fi admirată chiar din camerele acestuia sau de pe teritoriul lui. Abu Dhabi din arabă se traduce tatăl gazelei,
cea mai răspândită versiune a denumirii spune că un vânător de gazele, Babi în arabă, a vânat una până în locul prezentului oraș. Acolo el a descoperit un puț cu apă dulce și a întemeiat o așezare. Actuala denumire este folosită de mai bine de 300 de ani. Mai devreme, localitatea era numită Milh, sare în arabă, din cauza apelor săratice o înconjurau. Abu Dhabi este mai verde decât Dubaiul. Cu mai multe parcuri, aici vedem și destui pietoni. Abu Dhabi este plin de istorie, dar și de istorii. La fel ca și în Dubai, aici s-au produs o mulțime de filme cunoscute. Nu mi-ajunge timp să le număr pe toate, amintim de Bondiana, dar și de Fast and Furious. Mai țineți minte episodul 7, când Dominic Toretto și Brian O'Connor și-au făcut de cap într-un zgârie nori cu o minunată mașinuță? În spatele meu se înalță Etihad Towers. Indiferent dacă sunteți sau nu fan Fast and Furious, trebuie să știți. Din acel tur în celălalt au zburat Vin Diesel cu Paul Walker, cu superbul lor supercar pe care l-au făcut Zob. La fel ca și cele două tunuri, asta în film, pentru că în realitate le vedeți, se înalță sănătoase. Tot pe corniș putem vedea și fortul El Husn, una dintre puținele structuri arhitecturale care au rămas din vechiul Abu Dhabi. Aici se află și una dintre principalele atracții turistice ale orașului, mascota și simbolul Emiratelor, Palatul Prezidențial. Qasr al-Watan este mai mult decât un palat. Este un testament unic al spiritului poporului Emiratelor Arabe Unite și al liderilor săi. Este o capodoperă a tot ce înseamnă arhitectură, măreție și semnificație. Aici totul ceva semnifică. Dar nu este doar o atracție turistică. Aici autoritatea centrală a Emiratelor, Emirul, primește vizitele înalților săi oaspeți. Aici au loc summituri internaționale și reuniuni ale conducerii lumii arabe. Paratul găzduiește ședințele Consiliului Federal Suprem și ale Cabinetului de Ministri al țării. Îți taie respirația sala mare a palatului, un adevărat testament al meșteșugului și artei tradiționale arabe, o moștenire arhitecturală și artistică a regiunii. De la cupola și arcadele centrale până la modelele de ornamente și mozaic, sala mare este cu adevărat o priveliște care trebuie văzută. Atracția salei mare este cupola centrală. Aflată la o înălțime de 60 de metri și având un diametru de 37 de metri, aceasta este una dintre cele mai mari din lume. Qasr al-Watan. În traducere se spune Palatul Prezidențial. Atunci când am intrat, am rămas fără cuvinte pentru că frumusețea din jurul meu m-a lăsat pur și simplu fără grai. Este un palat în care vor să vorbească despre cultura lor, despre națiunea lor. Sute de lumini și culori frumoase pe care le vedeți acum îți dau o senzație nemaipomenită. Culori pale, aur, de jur împrejur, dau o senzație de o frumusețe rară. Acum haideți în liniște să mai privim. Ce vedeți voi acum aici este o superbă compoziție care se numește Puterea Cuvântului. În limba arabă aici s-ar scrie următoarea frază, următoarea sintagmă. Banii sunt pentru oameni, nu oamenii pentru bani. Mergem mai departe, este ceva extraordinar. Ce vedeți voi jos, ce predomină trei culori. Culoarea aurie, culoarea albăstrie și culoarea albă. Auriul semnifică nisipul, albastrul semnifică apa, culoarea albă semnifică pacea.
totul este aici simbolic, totul ceva reprezintă. Mergem mai departe. Sala Spirit of Collaboration este spiritul federației, locul în care se întrunesc cele mai luminate și înțelepte minți ale Emiratelor Arabe Unite, dar și ale întregii lumi arabe, în care se decide viitorul regiunii, unde au loc reuniunile Consiliului Suprem Federal al Ligii Arabe și al Consiliului de Cooperare al Golfului. Intrarea noastră are loc împreună cu cuvintele Sheikhului Zayed, Părintele Națiunii, iar noi admirăm candelabrul selii, acesta simbolizând angajamentul Emiratelor Arabe Unite față de egalitate și iluminare. E atât de mare încât pentru deservirea tehnică acestuia, o persoană urcă acolo sus, urcă în candelabru. Casra Luatan are o sumedenie de seli pline de simbolism și semnificații, printre care menționăm sel de banchete, biblioteca și spațiul unde se păstrează cadourile pe care conducerea țării le-a primit de la conducători și alte personalități de bază din întreaga lume. Dacă sunteți un mare împătimit al artei și vă aflați în Emirate, sunteți norocoși să vizitați Muzeul de Artă Louvre, aflat aici, în Abu Dhabi, pentru a vedea lucrările marilor autori ca Leonardo da Vinci, Picasso, Gauguin, Manet sau Bellini, nu e neapărat să mergeți la Paris. Îi vedeți aici. Mai mult, Louvre-ul din Abu Dhabi este vizitat de foarte mulți francezi, iar mersul la muzeu în șorturi este o practică obișnuită aici. Pentru că în Emirate totul e wow și totul e altfel, și Louvre-ul aici e amplasat în apă. La suprafață se află doar cupola imensă, o construcție din metal care oferă celor din interior, grație structurii sale segmentare, senzația aflării sub cerul deschis în largul mării. Inaugurat în 2017, inclusiv în prezența președintului francez Emmanuel Macron, Muzeul de Artă Louvre Abu Dhabi are o suprafață de aproximativ 24.000 metri pătrați și l-are în calitatea sa de autor pe arhitectul Jean Nouvel. Dacă tot am fost în Franța fără să părăsim Abu Dhabi, de ce să nu dăm o fugă și în Italia? La Ferrari World poți face concomitent mai multe lucruri și este destinat diferitor categorii de interese. Aici te distrezi la cele mai trăsnite atracții, dar totodată simți atmosfera scuderiei din Maranello, istoria acesteia, dar și puterea motoarelor Ferrari. Pentru asta vă stă la dispoziție un Ferrari 250 California Spider. De distracții la Ferrari World, pe lângă multe altele, avem parte de Fiorano GT Challenge, Formula Rosa, GeForce și Junior Grand Prix. Și cum fără cereașa de pe tort? Emirates Palace, cel mai faimos și luxos hotel din Abu Dhabi, locul în care întâlnește atât clienții ai hotelului, cât și vizitatori, care dau bani pe bilete ca să-l vadă. Noi am fost aici din prima ipostază. Am admirat bogăția locului care este peste tot. Este reprezentată de oameni, arhitectură, spații imense, luxul de servirii, dar și de plaja mare. Este locul în care se întâlnesc cei mai importanți și faimoși oameni ai lumii, în care se dau cele mai tari petreceri și se filmează cele mai cool filme. Fast and Furious 7, despre care am amintit mai devreme, ar fi doar unul din ele.
Aici am dansat sub jeturile habuzului din fața clădirii, care chiar este un palat. Cu scuzele de regoare, dacă nu v-ați așteptat la o asemenea prestație, dar prezentatorii acestei emisiuni n-au rezistat tentației și au trăit la maxim măreția acestui loc. Această măreție peste tot, chiar și în cameră. Emerald Palace. În acest hotel totul este bogat și auriu. Chiar și cheia de la cameră are forma unei medalii de aur. Nu am ezitat nici să încercăm mersul pe cămilă, pentru care nu a fost nevoie să părăsim spațiul hotelului. Am zis că e imens și este loc pentru toți. Și pentru cămile, desigur, că ele sunt aici unele dintre ființele de o importanță deosebită pentru aceste locuri. Bineînțeles că pot merge acasă și cu această minunată corabie a deșertului. E confortabil, da, recunosc că este confortabil. Dar totuși voi merge cu business class-ul de la Turkish Airlines. Și care credeți este cel mai potrivit loc pentru un selfie? Exact, calare pe cămilă. Nata a îmbinat plăcutul cu plăcutul și a folosit ocazia plimbării pe cămilă pentru a realiza o nouă ședință foto. Această emisiune se cere a fi încheiată anume în aceste imagini cu acest subînțeles, pentru că în acest contrast vizual se nasc gânduri profunde legate de cum trebuie și cum se poate de îmbinat tradiția, trecutul cu tehnologiile și viitorul. Nisipul și cămilele, pe de-o parte, fac echipă bună cu zgârie norii care se înalță în zare. Sunt niște senzații de nedescris. Este o experiență de nedescris, o experiență spre care te poate duce operatorul tău turistic. O experiență pe care trebuie neapărat să o trăiești și tu. Compania Studitera prezintă partenerii emisiunii Turkish Airlines și Vineria Hâncești.